Slăvit să fie Domnul! Amin. În zilele acestea ne amintim și ne-am apropiat de sărbătoarea aceasta unică în istoria omenirii și noi în zilele acestea ne-am adus aminte de Domnul Iisus care a venit în lumea noastră într-un moment unic, a venit parcă să ne dea ceasurile la zero, la ora zero, calendarele să ni le mute din nou cu o nouă pornire. M-am gândit zilele acestea, știind că trebuie să predic, dacă ar lua Dumnezeu o coală albă și să-ți o pună în față și să spună, uite, stai tu pe locul meu și tu trebuie să împlinești ceea ce am împlinit eu. Scrie unde ai vrea să ți se nască băiatul, cum ai vrea să se întâmple tot în istoria lui, ce ai scrie? Frate, soră, ce ai scrie? Prezident, Pampers, lapte praf, căldură, gaz metan. Am începe noi să scriem. Să zic că Dumnezeu poți să modifici cum vrei istoria ca să-ți fie bine. Să ai puterea, gândește-te, să ai puterea să-ți faci curat nu numai în casă, și între neamuri. Să zici, pămătușa, să nu mai vă audă ea, o pot muta, o poți, no, dă-o la o parte. Undeva bag-o în geneza, în spate de tot, să nu mai afle nimeni de ea, să nu mai știe nimeni. De soacră, de cumnate, de... Nu? Ai face curat și am putea să facem curat. Și uitați-vă că Dumnezeu privește altfel lucrurile. Privește Dumnezeu altfel. Am studiat și m-am uitat zilele acestea în spița de neam a Domnului Iisus și am găsit trei femei pe care eu le-aș fi dat la o parte. Trei femei care nu mi-ar fi plăcut să fie neam cu mine. Nu mi-ar fi plăcut să fie neam cu copilul meu, să trebuiască să fie citite numele lor. Una dintre ele este Rahav, da? Nu mai amintesc, că toată lumea știe de ea, da? Ce făcea și ce se întâmpla cu viața ei, da? A doua a fost o moabită. Rut, moabita, care 10 spițe de neam n-aveau voie să intre înaintea lui Dumnezeu. Un popor respins. Și Dumnezeu pune în spița de neam a fiului său, o pune pe Rahav, care nimeni n-ar fi acceptat-o. Am fi dat-o toți la o parte. O pune pe Rut și o pune pe Batseba. E plină spița de neam a Domnului Iisus și de femei sfinte care au trăit pentru Dumnezeu și au umblat și ele cu Dumnezeu, da? Și s-au vorbit și aseară și ieri și astăzi s-au vorbit despre Fecioara Maria. Dar ăstea trei femei pe mine m-au contrariat foarte tare. Ce caută în spița de neam a Fiului lui Dumnezeu? Cine ar fi putut să facă așa ceva? Să ia o femeie cu o istorie dezastroasă, să ia trei femei pe care toată lumea le-ar fi respins și le ia Domnul și le pune în spița de neam a lui. V-ați gândit vreodată de ce s-au întâmplat lucrurile acestea? Știți de ce? Ca să rămână în istorie pentru noi, că oricine, oricât îi decăzut de jos, dacă se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îi restaurează viața. Poate ești în seara aceasta un om nepocăit. Ai venit cu nevastă ta, cu bărbatul tu, cu taică tu, cu maie, ai venit adus de cineva aici. Și am văzut că în seara asta sunt mulți prieteni în seara asta, aici. Și ar vrea Domnul să facă o restaurare în locul acesta. Dacă viața ta e precum viața Rahavei, dacă e cumva viața lui Rut, dacă e cumva viața Batsebei, ar vrea în seara aceasta Domnul să schimbe istoria vieții tale, să înțelegi că Dumnezeu a făcut loc pentru astea trei femei ca să rămână mărturie pentru dumneata tale și pentru mine, că lângă Hristos, când se întoarce omul, orice om are loc lângă El. Slăvit să fie numele Domnului! În seara aceasta ar vrea să ne îndreptăm inima, să ne îndreptăm ochii spre acești trei magi care au venit din depărtare, magii aceștia au venit la Ierusalim. Într-o călătorie lungă, ar fi plătit oricât motorina, dar n-aveau vehicule pe motorine, nici pe benzină. Și magii aceștia au pornit într-o călătorie. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat O călătorie cu final fericit. Vă spun, toți călătorim. Toți avem călătoriile noastre în fiecare zi.
Dar cel ce se întâlnește cu Hristos are șansa maximă la final să fie un final fericit. Magii aceștia au fost cei care la final au avut fericire. De ce? Pentru că au respectat câteva lucruri. Călătoria aceasta nu s-a făcut oricum. Și primul lucru la care vreau să ne uităm în seara aceasta la magi, este că magii aceștia au făcut călătoria aceasta prin credință. Oamenii care pornesc cu Dumnezeu, pornesc prin credință, amin? Noi am pornit prin credință, nu mai știi ce-i baiul, unii ori mai deviat. O zis, numai prin credință, o să vedeți că nu-i ușor să mergi prin credință. Nu-i ușor să te pornești prin credință. Oamenii din evrei, cei care sunt puși în tabloul acela frumos a oamenilor credinței, toți, spune că au fost caracterizați de un singur lucru. Știți care? Credința. Au fost caracterizați de credință. Așa cum Avram, în Evrei 11 cu 8, spune că o porni prin credință, fără să știe unde se duce. Magii aceștia au pornit prin credință, fără să știe cât durează, fără să știe în ce zi se vor întâlni cu Iisus. Știți că Biblia vorbește că și Israelul, când a fost scos din Egipt și a pornit spre Canaan, ori porni cum? Tot prin credință. Tot prin credință. Pornirea și călătoria aceasta se face prin credință. Vreau să-ți spun ceva. Peste două săptămâni botez. Cei care intrați în apa botezului, unii dintre dumneavoastră sunteți în seara aceasta aici. Botezul în apă înseamnă pornirea prin credință. Știi ce înseamnă să pornești prin credință? Să nu cunoști mai nimic, dar să știi că e cineva cu tine în permanență. Și ăsta e Domnul Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Magii aceștia au făcut călătoria aceasta prin credință, cel mai mult ori călătorit noaptea. Știți de ce? Că trebuia să vadă lumina. Steaua nu puteau vedea ziua. Și toată călătoria lor au făcut-o pe noapte, pe întuneric. Asta e umblarea prin credință. Așa e că te simți de multe ori parcă e întuneric cu tot pe tine. Parcă tot din întuneric în întuneric, parcă problemele-s mai mari, parcă încercările-s mai mari și parcă vrea să mergi și tu pe ziua. Te uiți la altul că stă în biserică cu mâinile în buzunar și parcă ar vrea să mănânce semințe. Așa e de relaxat. Și zici, Doamne, dar la mine parcă-i tot prin întuneric. Mă rog pentru bărbat de 20 de ani, mă rog pentru nevastă de 20 de ani. O zis un frate la intrare, s-a botezat acum un an de zile aproximativ. Soția lui nu-i pocăită, nu l-a lăsat să se boteze. Și ne spunea, îmi spunea plângând. O zis, zice, astăzi am mâncat singur. A fost ziua de nașterea Domnului și am mâncat singur. Dar vreau să vă spun ceva. Hristos ne asigură că rămâne cu lumina Lui lângă noi. În momentele când noi mergem prin credință, în momentele când noi ne ducem să ne întâlnim cu Domnul Iisus, El ne asigură, pentru că a venit în Isaia capitolul 9 cu versetul 1 și știi ce spune? Totuși, indiferent cât e încercarea de mare, indiferent cât e întunericul de mare, spune, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Indiferent cât e necazul tău de mare, Doamne și Domnule, fratele meu și sora mea, e o lumină care merge în permanență cu noi. Și asta nu e lumina stelei, ci Hristos Domnul nostru, care a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu umblă în întuneric, ci are lumina vieții veșnice. Doamne, mai luminează-ne în seara aceasta. Poate ești trântit la pământ, poate nu ți-or intra prăjiturile care le-ai copt în săptămâna aceasta, nu ți-or intra pe gât. Parcă-i tot întuneric și necaz. Uită-te la magii aceștia, ori porni prin credință. Ar vrea în seara asta să fie o seară în care să ne lipim inima de Domnul și să spunem, Doamne, chiar dacă nu înțeleg eu toate lucrurile, chiar dacă nu le pot vede și vedea pe toate și văd că mai mult e întuneric în jurul meu decât lumină, ajută-mă să nu mă îndoiesc niciodată de prezența Ta. Asta e umblarea prin credință. Noi dacă nu vedem, nu-i problemă, că-i vede El. Slăvit să fie numele Domnului. Și ar vrea seara aceasta să fie seara în care dacă e cineva lovit de întuneric, lovit de diferite situații în care nu mai vede ieșire, în care nu mai vede înviorare pentru sufletul lui, să știi ceva, magii aceștia au pornit o călătorie de peste 1500 de kilometri. Au pornit o călătorie prin credință. Ca să ai finalul fericit,
La sfârșit, finalul călătoriei tale și a mele să fie un final fericit, trebuie să mergem prin credință. Doamne, dă-ne credință în seara aceasta și ajută-ne la fiecare pas să înțelegem că Tu ești lângă noi. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, magii aceștia au făcut călătoria aceasta prin credință, în al doilea rând au făcut-o prin închinare. Ei n-au venit să zică, Doamne, cum e la voi la pocăi? Vin și eu să văd. Și n-au venit cu scopul să vadă. Ei au venit să se închine înaintea pruncului. De-aia o și spus lui Irod în palat, unde-i pruncul, că am venit să ne închinăm lui. N-au zis, am venit să vedem cum îi la pocăiți, să vedem cum îi la Ierusalim. Umblarea cu Dumnezeu implică închinare. Vreau să vă spun ceva. Nu toți care spun că se închină vor ajunge să fie fericiți la final. Mi-ar place să spun că toți care cred că se închină vor ajunge fericiți la final. Dar nu e așa. O să vedeți imediat că nu toți care au intenții bune sunt fericiți la final. Pentru că spune Biblia că și Irod a vrut să se închine. O zice către ei, mergeți, zice, nu ziceți rău, mergeți și dați-mi și mie de știre ca să vin să mă închin lui. Intenție bună? Bună, Domne! Dar zice că Dumnezeu a văzut dincolo de intenția lui. Și-o zis, Iosif, ia pruncul, că dacă vine Irod ăsta nu-i, n-are genunchi, ăsta are tije la genunchi, ăsta nu se poate închina, ăsta nu se poate pleca. Ia și fugi cu copilul și cu mama lui în Egipt, pentru că el caută să ia viața. Dar întrebarea e, dar nu a zis că se închină? Știți ce-i ciudat, frații mei? Or mers magii să se închine. Și pentru că inima le-a fost sinceră, Hristos le-a deschis drumul. Hristos le-a deschis drumul și a zis, nu-i bai, 1500 de kilometri pe noapte, nu-i bai, că eu vă deschid drumul. Și uitați-vă, de la Ierusalim la Betlehem, vreo 6 kilometri, sub 10 kilometri. Și ăsta n-a reușit, toată viața lui o căuta să-l vadă pe Iisus, să pună mâna pe el, să-l vadă. Și a murit fără să-l vadă niciodată. Știți ce-i ciudat în vremea aceasta? Vă spun, ascultați-mă. Și Irod cântă colinzi. Știți că și Irod cântă colinzi. Doamne, o să vedem imediat că și Irod în 2022, ăsta știe colinzi, mă, extraordinar. Luna aceasta am predicat în mai multe locuri la seri de colinzi, în diferite localități. Știți ce am observat? Doamne, veneau în față oameni care n-aveau treabă cu închinare. Și am zis, uite-l pe Irod, cântă. Știa cântări extraordinare. S-o cânta și în seara asta o cântare care spune, fă-i loc lui Iisus în inima ta. Dar fă-i tu, mă, că se vede pe tine, că la tine n-are loc. Se vede pe Irod, el are intenții bune. El are intenții. Știi ce intenție are Irod? Să strălucească, să fie văzut. Uitați-vă că Domnul Iisus a venit în lumea noastră și n-o lăsați să strălucească cu nimic pământește. Isaia vorbește așa de frumos și spune că n-avea nimic să-ți atragă privirile. Și tu îi spui, ai strălucit la cântare, ai strălucit la poezie, ai strălucit. Și Hristos vine și ne dă lecția că El n-o căuta să strălucească El, ci o căuta să strălucească planul lui Dumnezeu. Asta ar trebui să căutăm în noi în vremea aceasta. Pentru că, să știți, mulți se închină ca Irod, dubli. Doamne, dar cântă fain, n-avem altul, ăsta are voci, nu contează cum trăiește, nu contează pe unde merge, nu contează că îl susține, frumos îi, are și un pic de bani, dacă mai are și neamuri, în față. Dar știți ce spune Biblia? Noi putem asculta și am ascultat anul ăsta cântări cântate de Irod, fără legătură cu Dumnezeu. Dar pentru noi, copiii Domnului, știți ce spune Psalmul 33:1? Că celui neprihănit își șade bine cântarea de laudă. La cântarea lui Irod nu vei simți niciodată va coborî prezența lui Dumnezeu. Întotdeauna îl vei vedea că el va vrea să iasă în față. Întotdeauna el va vrea să fie văzut. Știți de ce a vrut Irod foarte tare și s-a tulburat? Că și eu am predicat ani de zile de Irod, s-a tulburat. Știți de ce s-a tulburat Irod? Pentru că a fost persoana care el se trăgea din Esau, era edomit. Și Esau în vechime a pierdut binecuvântarea. Și vorbește istoria despre Irod că a luat toate arhivele împăratului David, toate arhivele scrise.
cele laice, nu cele bisericești, de aia le-au găsit preoții. Că Irod nu mai găsit nimic pentru că toate le-au rupt Irod cel Mare, le-au făcut bucăți, ca să nu se mai știe spița de neama împăratului David. Dar știți ce e frumos? Că orice ai rupe tu în viață, arhiva-i la Dumnezeu. Orice am încercat noi să dăm la o parte, orice am încercat noi să mușamalizăm, Dumnezeu cunoaște nascuns, slăvit să fie numele Domnului. Ăsta nu înțeles, mă, împăratul s-a născut în Betlehem. În momentul acela tot s-a tulburat. De ce? Că și-o dat seama că cineva, i-a scăpat ceva. I-a scăpat ceva din mână. Ce hârtie n-o fi rupt? Ce hârtie n-o fi băgat? N-o fi băgat pe foc? Uitați-vă, omul acesta a fost plin de răutate. Istoria vorbește de el că pe unele din soțiile lui, a avut în jur de 10 soții, pe câteva din ele și pe 3 copii, i-a omorât ca nu cumva să ajungă el să ajungă unul din copii la tronul lui. Era un om care era plin de ură, era un om care era plin de răutate. Dar uitați-vă la atitudinea magilor. Diferența dintre colinda cântată de Irod și colinda cântată de magi. Întotdeauna va fi diferență. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 11. Să vedeți pașii închinării. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui. Și auziți acum, primul lucru. Omul care vine să se închine cu adevărat lui Dumnezeu, ăla întotdeauna va avea o atitudine smerită. Spune cuvântul Domnului așa. S-au aruncat cu fața la pământ. S-au aruncat cu fața la pământ. Totdeauna atitudinea smerită aduce prezența lui Dumnezeu. Totdeauna atitudinea smerită va produce bucurie în inima omului care vine în prezența lui Dumnezeu. Primul lucru zice că s-au aruncat cu fața la pământ. Doi, i s-au închinat, adică au venit la părtășie. Și trei, și-au adus darurile. Știți cum e la noi în vremea asta? Exact invers. Te uiți ce are în buzunar, câți bani are. Atunci, ăsta e cu noi, e cu mine, e bun de luat la evanghelizări. Dar știți ce e interesant? E foarte interesant, pentru că Irod întotdeauna îți va răstălmăci ceea ce ai spus. Ascultați-mă, Irod îți răstălmăcește ceea ce ai spus. Vă întreb, o făcut, eu zilele astea am fost... Am măcinat în continuu, am tot citit textul ăsta. Mă, când o promis magii că se întoarce și-i dă răspunsul? Ori promis undeva? O zis undeva, bă, împărate, venim și spunem. Le-o promis că... Nu, zice cuvântul Domnului așa. Zice, după ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Îi vreo promisiune? Nu. Dar uitați-vă că Duhul lui Irod are puterea să răstălmăcească. Tu numai l-ai ascultat și știi ce zice? Mi-o dat dreptate. Dar tu nu i-ai dat dreptate, nu? Ca să scapi de el, că și asta e atitudinea magilor. L-ai ascultat să scapi de el, domne, că tu trebuia să-ți continui călătoria. Dar prin faptul că tu l-ai ascultat, zice că i-ai dat dreptate. Dar noi nu avem astfel de închinători, nu? Din ăștia care răstălmăcesc, care spun că i-ai promis. Dar ăștia nu au promis, mă, nimic. Zice, când o aflat Irod că a fost înșelat de magi. Dar nu l-au înșelat cu nimic. Dar lor li s-au părut că lui s-au părut că l-au înșelat. Domne, m-ai înșelat, da? Dar n-am zis, mă, nimic. Nu, dar mi s-au părut că m-ai înșelat. Știți că magii aceștia sunt persoanele care întâi vin în starea smerită înaintea Domnului. După aceea vin la părtășie, vă spun. Știți cine a inventat pocăința de acasă? Ați auzit, domne, eu mă pot pocăi și acasă. Știți cine? Irod. Irod, o zis, dați-mi de știre, mergeți voi. Irod a învățat în secolul ăsta pocăința de acasă. Și vezi că el nu mai vine la adunare, că el se poate pocăi și acasă. Nu, cu cine? Cu ăia la biserică. Și vezi de treabă. Vine nevastă-sa vine la biserică, el se pocăiește de acasă. Știi de ce vine nevastă-sa la biserică? Să scape de el. Să fie și ea mai liberă 2 ore. Să poată să stea și ea. El e foarte pocăit acasă. Că au zis, mergeți voi, rugați-vă, mergeți voi, stați acolo, dar pe mine nu. Nu mă, lăsați, eu vin altă dată, eu o să mă pocăiesc, eu o să intru în apa botez, dar nu acum, mergeți voi, nevastă, du-te tu. Și o tot amăgești că o să te pocăiești, o tot amăgești că o să intri odată în apa botezului. Ăsta-i Duhul lui Irod. Dar uitați-vă, magii, ori veni cu atitudinea smerită, să știți ceva.
Când vrem să sfârșim cu bine călătoria, în al doilea rând, trebuie să avem atitudine de închinare. Și atitudinea de închinare întâi se face în smerenie, în al doilea rând în părtășie și după aceea ne deschidem visteriile. Pentru că spune cuvântul Domnului în Fapte 10 cu versetul 3 și 4, zice că un înger s-a arătat lui sutașului Corneliu și ce i-a zis? Cornelie, 1, rugăciunile și după aia milostenile. Ți s-a văzut starea smerită. Nu s-a uitat Dumnezeu întâi în buzunar. Nu s-a uitat Dumnezeu ce mare patron e Corneliu. Nu, Dumnezeu s-a uitat spre starea smerită. Știți ce-mi doresc? Și ăia cu bani și ăia cu fără bani din Elim. Să ne dea Domnul tuturor o stare smerită înaintea lui Dumnezeu. Că noi putem tăcânta colinzi până la Paști și n-au niciun efect. Pentru că atunci când omul îi smerit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu produce minuni acolo unde se închină el, acolo produce Dumnezeu bucurie. Știți? Irod ăsta, m-am tot gândit la el, tare pios. Domne, așa foarte rugativ și el. O zis, dacă mergeți, și eu sunt cu voi, cu închinarea, unde mergeți? La Pentecost. Da, și eu vă ascult. Nu o ascultă. Știi? Întotdeauna va fi mieros, Irod are miere pe gură, înțelegi? Te alintă, frate drag, mie mi-e frică de ăștia care sunt așa mieroși. Frate scump, mă lasă-mă frate scump, se vede peste ani dacă ți-am fost scump sau dacă ți-am fost drag. Acum tăți sunt dragi, că sărbători, să închei anul. Acum frate drag, sărbători fericite, nu? Frate scump, nu! Mai bine să lași timpul să vadă dacă... Că tare le-a plăcut de magi. O zis, haideți în ascuns, să vorbim, să mai îmi explicați, să mai îmi spuneți cum, unde trebuia să se nască. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că el n-avea treabă de închinare. Știți ce arată asta? Noi avem nevoie de discernământ din partea lui Dumnezeu. Când ne spune unul, frate drag, atâta te iubesc, atâta, lasă-mă, istoria va dovedi, anii va dovedi, stai până la Paști să vedem dacă la Paști mă mai poți iubi. Pentru că când nu-i vorba de noi, când nu-i vorba de mine, atâta ne iubim. Dar timpul va dovedi, Irod nu și-o dovedi. Or veni niște magi, haideți în numai noi, o părtășie. Și după aia căuta să-i omoare. Ăsta-i Duhul lui Irod, de-aia nu l-o găsi pe Iisus. Știi ce-i dureros? Să stai să-L cauți pe Iisus, să îi cânți colinzile, să umbli noaptea de colindă și tu să n-ai parte cu El. Îmi doresc să facem ce-or făcut magii aceștia, să mergem prin credință și să mergem cu puterea închinării. Noi întâi nu ne scoatem darurile, ci noi venim cu atitudinea smerită înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru, știți cum au făcut oamenii aceștia călătoria? Prin credință, prin închinare și prin trei litere de ce. Azi dimineață s-o vorbit de alte ceuri, mi-a fost frică să nu fie ceurile care vi le spun eu în seara asta. Dar Dumnezeu e bogat în cuvânt. Și eu am alte C-uri, deși azi a fost vitamina C, azi s-a dat vitamina C de dimineață și am și eu, scurt nu mă amintesc. Știți ce călăuziri, ce lucruri au avut oamenii aceștia? Ca să sfârșească cu bine călătoria, au avut trei C-uri în viață. 1, cuvântul, 2, călăuzirea și 3, Hristos. Trei C-uri au avut și au ajuns cu bine la capăt. Au avut scrierile și oamenii aceștia ori citit ce se vorbea despre împărat. Nu despre Irod, despre împăratul iudeilor. Și ori citit. Dar spune cuvântul Domnului că ăștia nu s-au blocat. Că sunt oameni blocați. Care știi ce spun? Domnul, eu citesc Biblia, lăsați-mă cu pocăiții, lăsați-mă cu adunarea. Eu nu vin, eu nu am treabă de pocăiți. Eu sunt cu cuvântul, am Biblia acasă. Ăștia sunt oameni blocați la cuvânt. Știți cine a fost blocat în tot peisajul acesta la cuvânt? Știți cine? Marii preoți. Domnii știau exact cine se naște, când se naște și locul unde se naște. Dar să știți, ei de slovă erau plini. Știau cuvântul perfect. Te învârteau așa după deget și te băgau în buzunar. Știau exact. Deci nu căutau pe e-Biblia să găsească versetul. Nu, ăștia știau exact scrierile. Dar știți ce a fost tragedia marilor preoți? Că n-au avut al doilea lucru, călăuzirea Duhului Sfânt în cuvântul care îl citeau.
Magii aceștia ori avut scrierea, ori avut cuvântul lui Dumnezeu, ori știut ce să citească, unde să citească. Dar știți că ăștia ori trecut la pasul 2. Ei ori fost oameni care s-or lăsat călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, s-or lăsat călăuziți de ceea ce îndemna Dumnezeu. Ei puteau să vadă steaua, dar ori avut în spate călăuzirea să-i ridice din pat, să-i pună în mișcare. Și ei ori unit cuvântul cu ce? Cu Duhul lui Dumnezeu, cu călăuzirea din partea lui Dumnezeu. Știți ce-i dureros? Să transmiți un mesaj despre Dumnezeu și să fii lipsit de prezența Duhului Sfânt. Asta e cea mai mare tragedie. Să bași școli peste școli, să bași studii peste studii, dar știi ce să lipsească? Ungerea care o dă Dumnezeu. De aceea vă spun în seara aceasta, ăștia au putut să călătorească cu bine și să ajungă cu bine la final, pentru că al lor cuvânt, care l-au studiat din partea lui Dumnezeu, au fost călăuziți de steaua, au fost călăuziți de revelația care o aveau din partea lui Dumnezeu. Păi când le ai ăstea două, imediat faci pasul al treilea. Cuvânt, călăuzire și Hristos. Sunt unii care îți blocați la pasul întâi. Cuvânt, îți blocați acolo, ca mari preoți, la cuvânt. Alții îți blocați la pasul 2. Ori citit în cuvânt, domnele și descoperă Dumnezeu anumite lucruri, în vis. Zice, bă, am avut un vis, se vorbea de dimineață de vise. Dar nu toate sunt de la Dumnezeu. Dar zice, am avut ceva. Dumnezeu i-a vorbit printr-o descoperire dumnezească, printr-o prorocie. Se apropie Dumnezeu cu descoperirea de sufletul lui. Și e blocat la pasul 2. Nu poate trece la pasul 3. Știi care e pasul 3? Întâlnirea cu Hristos. S-a vorbit în seara asta când de azi în 2 săptămâni se va face un botez în apă aici în biserică. Nu știu, poate ești blocat la pasul 1 sau la pasul 2. De aș vrea până în 2 săptămâni, dar nu până în 2 săptămâni, în seara asta, că cine știe câți mai trăim până peste 2 săptămâni. Nu știm dacă mai trăim, dar seara asta fă pasul 3, apropie de Hristos, pentru că cel ce produce bucuria este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Degeaba ai pasul 1, degeaba ai pasul 2, dacă nu mergi până la capăt, zice că au intrat, s-au închinat, au văzut toată lucrarea lui Dumnezeu că s-a dus la îndeplinire, dar zice că ei căutau cel mai mult pasul 3, să se întâlnească cu Iisus. Fie seara asta, Domnule și Doamnă, care ai venit în seara asta aici, să fie seara în care să te întâlnești cu Iisus Hristos. Cuvântul de bază și de putere, luna aceasta în lumea laică, știți care a fost? Decor, decorațiuni. Mergi în hipermarket și sector special de decorațiuni. Și noi încercăm sărbătoarea Domnului să-i o decorăm cumva, să-i o, așa, să-i o facem, să simțim a sărbătoare. Dar oare ce ar fi în seara asta să lași pe Dumnezeu să decoreze El? Să lași pe Dumnezeu să decoreze El viața ta. După ce a construit Solomon templu, zice că s-a ridicat în picioare înaintea lui Dumnezeu și a făcut o rugăciune. S-a rugat pentru străini, pentru cei care vor intra în locul acela. O cerut să decoreze Dumnezeu templul acela pentru care s-a lucrat ani de zile. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a decorat. Zice când a isprăvit Solomon rugăciunea, slava Domnului a coborât în locul acela. Aș vrea în seara asta peste inima ta să coboare slava lui Dumnezeu, peste locul acesta, peste cântările noastre, peste inimile noastre, să facă Dumnezeu decorul, să elibereze orice inimă legată, pentru că cel ce aduce eliberarea e Hristos. Noi n-am venit să-i decorăm lui sărbătorile. Noi nu suntem în seara aici, asta aici, ca să-i facem lui sărbătoare frumoase. Și El e prezent în locul acesta să-și arate că El rămâne Dumnezeu peste univers. El rămâne Dumnezeu peste viața ta. Și dacă ești în întuneric, dacă te simți apăsat și împovărat în seara asta, Domnul să se atingă de tine. Fă pasul 3. Ai citit din cuvânt, ai nevasta care tot îți spune, ai bărbatul care tot îți spune, dar fă pasul 3. Nimeni nu poate să facă pasul 3 în locul tău, apropie de Hristos. Vino la final și vorbește cu fratele păstor. Dacă ești blocat la unul din pașii aceștia, știi ce a spus apostolul Pavel, afișează Filipeni 3 cu 13 și 14. Zice apostolul Pavel, zice, eu alerg. Deși toți credeau că Pavel e la țintă, a ajuns. Și spune așa, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru.
ceea ce n-a putut să facă Irod, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul alergării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Slăvit să fie numele Domnului! Toți călătorim, frații mei, toți suntem într-o călătorie, dar să știți, sărbătoarea aceasta e o sărbătoare a bucuriei și cel ce produce bucuria e Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu produce bucurie numai la amvon, nu numai la ăia care mâncă la restaurant, ci Dumnezeu are bucurie pentru fiecare în seara asta. Auziți ce spune cuvântul Domnului, Deuteronom 16:14? Auziți ce spune? Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul tău și roaba ta, levitul, și auziți câtă bucurie produce Dumnezeu, levitul, străinul, orfanul, văduva, care vor fi în cetățile tale. Sărbătoarea aceasta e pentru tine, copil orfan, care poate n-ai mamă sau n-ai tată, pentru tine, soră văduvă, care ți-a îngropat soțul, pentru tine, frate, care ți-a îngropat soția. Dumnezeu în seara asta e gata să inunde inima ta cu bucurie. Și străinul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, în seara asta se poate apropia de Hristos și Hristos să-i producă bucurie în suflet. Hristos se poate apropia de tine dacă lași Duhul lui Irod și iei Duhul lui Dumnezeu peste viața ta, să-i spui în seara asta: Doamne, inundă viața mea cu prezența ta, cu Duhul tău. Închei în seara asta cu un cuvânt. Soacra mea, mama Danei, mâine face 80 de ani. N-are internet, nu mă aude acum. Și e o femeie extraordinară, dar ea nu face prăjituri. Ea nu știu dacă știe, dar nu-i cu prăjiturile. Cum a văd că unii ridicați așa din sprâncene. Dar ca să înțelegeți ce femeie e soacra, anul trecut o citit de 4 ori Biblia până în luna august. Nu, ea nu face prăjituri, face altceva, ați înțeles? A mers într-o zi la ea și, pentru că stăm vecini acolo, am mers cu Dana și am văzut că o scos din cuptor o prăjitură. Și eu, mirat, o întreb: cum de-ați făcut prăjitură? Și zice către mine: păi, e ziua Elenei, al o cumnată de-a mea, care era în Spania. Zic: da, și o venit din Spania? Zice: nu. Cum nu? Păi și atunci cum? Păi zice, am zis, dacă e ziua ei, să mâncăm și noi o prăjitură aici. Mă, n-am mai înțeles, m-a băgat în ceață, deși 80 de ani, zic, nu înțeleg cum. Păi zice, da, ea e acolo, dar am zis, de ziua ei, noi mâncăm prăjitura aceea. O scris și la mulți ani pe ea. Nu, bun, ne-am pus și am mâncat-o, tăiat, da, vă spun, știi cât de triște am mâncat prăjitura aia? Doamne, deși era bună, dar nu mi-intra pe gât. Știți de ce? Lipsea? Exact. Lipsea sărbătoritul. Ți-ai pus întrebări. De ce ai fost trist în sărbătorile astea? Știi de ce? Poate sărbătoritul e departe. Ai cumpărat și ai produs și ai copt și nu te-ai bucurat de nimic. N-ai vrea seara asta să spui: sărbătoritule, apropie-te de mine. Apropie-te de casa mea. Dă întunericul la o parte. Adă mântuire peste casa mea și ajută-mă să mă bucur în fiecare zi că Hristos, sărbătoritul nostru, este cu noi și va rămâne lângă noi atâta vreme cât rămânem cu El, și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.